Hai să dăm drumul la jucărie, da? Selectăm obiectele pe care le poate crea. Se pot scoate de pe acest card care se vede aici în colț, sau dacă imprimanta se conectează la un laptop, acolo există pe driverele și pe site-ul MakerBot, se pot trage mult mai multe modele și mai complicate, însă alea durează foarte mult timp să fie făcute, așa că ne vom limita deocamdată la modele care există pe SD card. Și facem, ce facem? Hai să facem un pendant. Un pandan, de fapt, am citit în engleză. Am avea ceva timp de așteptat, pentru că întâi imprimanta va încălzi extrudoare la 230 de grade și placa pe care se toarnă la 110 grade. Așadar, hai să dăm drumul, ne auzim. Ok, și a început să încălzească. Va dura ceva timp. Sunt la 19 grade extrudoarele și la 20 de grade platforma, deci avem ceva de așteptat. Operațiunea de încălzire e aproape gata. 224 de grade pe extrudoare. Va începe turnarea pandantivului pe care l-am comandat imediat. Și a început. În timp ce lucrează, se aud niște sunete, parcă ești la bordul lui Enterprise. Da, să sperăm că acest proiect o să iasă. Da, eu deja încep să toarnă. Și acum schimbă culoarea, a tras cu roșu, a trasat cu roșu, acum desenează cu alb. E o chestie importantă și temperatura ambientă, pentru că dacă este prea răcoare, platforma pe care se toarnă plasticul se răcește și acesta nu mai aderă bine la ea și se desprinde. Bănuiesc că este unul din motivele pentru care noi n-am reușit să finalizăm unele dintre proiecte, pentru că erau geamurile deschise și era destul de răcoare în cameră. În teoria, acest pandantiv ar trebui să fie gata destul de repede și totuși, nu foarte repede, e la 18% acum. Și încă o dată să sperăm că de data asta munca noastră va avea succes. Construcția pandantivului nostru e ajuns pe la 90%, așadar suntem aproape de final. Și pare a fi o reușită, prima completă de până acum. Și nu e tocmai cel mai simplu obiect pe care l-am dat să-l facă. Un cont de autostradă mi se pare mie unul mai simplu de făcut, însă n-a reușit.
trei încercări, toate eșuate. Semi-eșuat a fost și Chișinăul, aproape eșuat. Sau, hai să fim serios, eșuat a fost și Pietrănul. Însă acum a finalizat? Da, a terminat. Vedeți, pandantinul jos, e cam mică, asta e. Asta avem cu asta de final. Bineînțeles, el are câteva imperfecțiuni. Cu grijă că-i fierbinte, e încă lipit de placă și de dungile de test pe care le trage imprimanta înainte să printeze. Hai, nu. Na, cam asta e jucăria. Făcut la imprimanta 3D. Are ceva urme, se vede că e făcut la imprimanta 3D. De-aia spuneam că va trebui să mai trăie câțiva ani, poate 10, până când aceste utilaje se vor perfecționa și, în primul rând, tehnologia din spatele lor se va perfecționa. Dar, poate în 10 sau 15 ani, o parte dintre uzinele producătoare vor folosi așa ceva, pentru că, până la urmă, asta a fost de la bun început scopul revoluției industriale, să crească munca umană cu munca roboților, iar ăsta este un robot deștept care ar putea deveni un robot perfect, mai ales pentru zonele remote, zonele îndepărtate. Stația spațială, de exemplu, cei de acolo ar putea să-și facă anumite unelte cu ajutorul acestor jucării. De asemenea și zonele îndepărtate de pe Pământ. Evident, nu totul și nu deocamdată, iar mare revoluție va fi atunci când vor învăța să folosească metal, pentru că tehnologia e destul de complicată, ar trebui, vă dați seama, să trage direct dintr-un fel de cuptor furnal ceva metal topit pentru a-l putea turna. Nu e tocmai floare la ureche să faci chestia asta. Dar e un început, $3000, după cum spuneam, un preț plătit mai degrabă pe tehnologie, pentru că utilitatea sa deocamdată nu e, da? Așa ceva nu pot să consider de vreo mare utilitate. Așa ceva, însă, acest șurub, dacă iese, poate deveni util, va chiar și ce spieptă. Dacă, la fel, dacă iese perfect, ăsta chiar e lucrat pe partea, pe prima jumătate, e chiar lucrat interesant. Și adică ar putea fi scos și la vânzare, nu? Cam asta este testul, primul test al unei imprimante 3D. Mă bucur că aș reușit, în sfârșit am reușit să printăm ceva. Și o să vă țin la curent cu ce se mai întâmplă, cu ce mai facem cu ea. Deocamdată îi mai dăm o pauză, ca să nu se surmeneze prea tare. Pa, pa, pe data viitoare!